Peste 4.000 de doze de vaccin antigripal au ajuns în Gorj în acest sezon. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică le-au repartizat deja în centrele medicale, școlii sau cabinetele medicilor de familie. Da, până acum am primit două tranșe. Deja noi avem foarte puține doze în stoc, aproximativ 6-700 de doze. Din a doua tranșă s-au distribuit doze de vaccin și către centrele de plasament și unitățile de ocrotire socială, deci care au persoane în respectivele locații și noi sperăm ca până spunea viitoare să deja să terminăm și acest stoc. Administrarea vaccinului antigripal s-a făcut cu prioritate pentru anumite categorii de persoane. La fiecare an, la început, au fost vaccinate cadrele medicale, au fost vaccinați copiii prioritari și bătrânii peste 65 de ani și, bineînțeles, persoanele care lucrează cu publicul, în relații cu publicul și cei din centrul de ocrotire socială. Aproximativ 3.500 de gorjeni au fost vaccinați antigripal până la această dată. În momentul în care ultimele doze vor fi epuizate, Direcția de Sănătate Publică Gorj va primi o nouă tranșă de la Ministerul Sănătății.